Bună ziua, dragi prieteni! Bine m-am regăsit la Livada Vâlcea. Astăzi suntem într-o livadă unde avem mai mulți pomi de făcut și ceva viță de vie. Vreau să vă arăt acest măr care a fost atacat de o ciută. Îl vedem cât de rău l-a mâncat. Da? O să încercăm să-l salvăm. El mai are pe o parte puțină coajă, asta e mai puțin lovită, asta e ceva mai mult lovită, nu a fost tăiat niciodată, încercăm să-i creăm un fel de coroană. El așa arată, după care o să vă pun decât finalul pentru că o să am vreo oră de muncă aici. Cam așa a ieșit. Sper să mă aud că bate puțin vântul. Așa rămâne pentru anul acesta. Am lăsat ciotul ăsta în mijloc, la cum ăsta, să văd dacă aplicând câteva crestături voi reuși să scot o creștere pe partea asta din el. Da? Una aici o am. Da? Asta să o duc aici și încă una către încoace, să fac măr în măr, cum ar veni o coroană pe șarpanta asta, una acolo e deja frumoasă, arată bine, încă una aici în față și încă una aici, pentru că n-a fost aia niciodată și mai mult de atât nu am reușit pentru anul ăsta, nici nu ne permite timpul să îi facem perfecți pe toți. Vă mulțumesc, la revedere!